Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Șoferii care parchează în București, unii dintre ei, unde, mă rog, în București parcarea este o veșnică problemă. Șoferii se plâng că sunt suprataxați dacă plătesc prin anumite metode de plată, adică o anumită aplicație sau SMS. Spun că prețul real este scris cu litere mici pe panouri. Și primăria a răspuns: luați-vă ochelari mai buni. Mă rog, n-a răspuns asta, a zis că toate comisioanele sunt menționate. Da, e adevărat, dar sunt menționate mic, mic, mic. Sunt niște panouri și dacă trimiți SMS, nu plătești 5 lei, ci 6 lei 55 pe oră, spun unii dintre ei. Deci 6 lei 55 în loc de 5 lei, adică un tarif cu 31% mai mare în cazul în care plătești prin SMS. Și reporterii de la G4 Media au verificat și ei afirmă că așa este. Eu prin SMS n-am plătit niciodată, că am cartelă și nu pot. Prin SMS e mai simplu, știi? Că te localizezi exact. Trebuie să trimiți un cod de pe panoul care e pus chiar acolo și n-ai nicio problemă. Mai țin minte că atunci când am fost în Belgrad am încercat să plătim prin SMS și n-am reușit. Sau n-am reușit, da. Eram în Vârșeț și ne-a plătit un sârb. Da. Când am fost la Timișoara, am luat o mașină și ne-am dus să căutăm pleșcavița prin Serbia. Și am ajuns la Belgrad, ne-am întors la Vârșeț și la Vârșeț am parcat undeva unde trebuia plătit prin SMS. Și oricât ne-am străduit, n-am reușit și ne-a plătit un sârb. Ce drăguț, îi mulțumim încă o dată. Și ne-a blocat cineva cu o dubă, să știți că în Serbia, dacă vă blochează cineva, claxonați. Da, mă. Nu lasă niciun bilet, niciun număr de telefon, nu lasă absolut nimic. Dacă claxonați tare, da, și noi l-am vine căutat cineva. Și l-am căutat pe cetățean care era la o terasă, la pași mai încolo la o bere și când l-am depistat, mi-a zis contrariat, de ce n-a claxonat? Da, exact. Era uluit. Noi ca bucureștenii, ca românii, cred, căutam numărul de telefon în parbriz și am uitat în stânga, în dreapta, m-am dus la supermarket, i-am rugat pe aia să dea anunț, că poate cine știe, intrase omul să-și cumpere o pâine, ceva. Căutam ceva să-i tăiem cauciucurile, lucruri de genul ăsta simple. Nu. O, e foarte drăguț. Dar asta cu parcarea în București, mă, cum să te taxeze totuși cu 30% în plus? Voi să mai zici ceva? Vreau să-mi aduc aminte că, uite, m-am emoționat ce căutam noi acolo în supermarket. Că și a fost bun. Căutam Aivar. Aivar. Și am luat lutenița. Și am luat lutenița, da. Aivarul este zacusca sârbească, dar e făcută numai, e fără vinete. E numai din ardei. E pe bază de ardei capia. Are un ingredient în minus ceva, dar... Nu are vinetele. Da, e sigur. 100%. Aivarul e mai aproape de... Plombura. Asta aivarul, lutenița. E mai aproape de zacuscă, are și usturoi. Mamă, este o delicatesă. Deci nu știu cum n-ai bat început în emisiunea asta. Eu în dimineața asta, adică toată săptămâna, am mâncat numai câte o banană dimineața, înțelegi? Așa sunt. Că sunt la regim. O banană. Și dimineața asta am vorbit cu Mihaela, care făcea zacuscă, și ăsta, Luca, să aducă borcanul 800 de mililitri. Să trebuie. Importăm luteniță. Acum am ajuns la Aivar din nou. Deci, pe bune, vreți să... Eu leșin aici. Cinstit vă spun și faceți voi. Hai să revenim la parcare. Parcare. Am ajuns la Aivar, vrei să revenim la parcare. Să parcăm, da. Să ce? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.